În drumul spre final, Emil Sandu a avut un traseu mai dificil decât Zimbru. Orheienii au întâlnit în optim formația Sfântul Gheorghe Suruceni, pe care au învins-o în deplasare cu 2-0. Ambele goluri ale învingătorilor au fost marcate de Mihai Plătică. A urmat cea mai dificilă întâlnire. În sferturi, la Orhei a venit campioana și deținătoarea trofeului Șerif Tiraspol și din nou Milsami s-a impus cu 2-0. Și iarăși eroul calificării a fost moldoveanul care e legitimat cu pașaport rusesc, Mihai Plătică. Acesta a înscris de 2 ori în doar 7 minute. În semifinale, Milsami a mers la Hâncești, unde gazdele au inaugurat nocturna la stadion chiar în ziua meciului. Oaspeții au deschis scorul prin Igor Bugaiov în minutul 13, iar peste 6 minute Petru Cuba a egalat din lovitura de la 11 metri prin Vladimir Ambros. A fost nevoie de 2 reprize a câte 15 minute de prelungiri pentru a desemna finalista. În minutul 120, ultimul din joc, Maxim Antoniuc a adus a 3-a calificare din istorie pentru orheieni în finala Cupei Moldovei Orange. Petru Cuba, o cea mai organizată comandă, și noi am pregătit, în principiu, даже не к основному времени, ну думали там до пенальти, ну уже как бы все мысли были, ну и вы сами видели все, сумасшедшая концовка. Фос умеет фарти грел, когда я что-то делал на эти ножи, кем грел, умеет зикупы, на коридор, мечил отец, контяза фарти мол, я так с тем бокурошен, что гачен тема финал. La rândul ei, Zimbru a avut adversare mai slab cotate, dar care s-au bătut până la ultima suflare. În optim, galben-verzii au învins cu 2-0 echipa Steaua din divizia B, prin golurile lui Ferreira și Stână. A urmat duelul de foc din sferturi, unde adversara a fost finalista din ultimii 2 ani, Zarea Bâlți. După un meci pe care l-a dominat, Zimbru a reușit victoria abia la finalul celor 120 de minute de prelungiri. Ilie Damașcan a înscris golul calificării în semifinale. În fine, în penultimul act al competiției, Zimbru a trecut dramatic după loviturile de departajare de format Dinamo Auto Tiraspol. În timpul regulamentar de joc, scorul a rămas alb, 0-0. În seria loviturilor de la 11 metri, chișinăuienii erau conduși cu 0-2, înaintea ultimelor 2 execuții. Și Zimbro a reușit miracolul. A revenit de la 0-2 și s-a impus cu 5-4, reușind cea mai spectaculoasă calificare în finală din istorie.